Finlanda, vecinul neutru al Rusiei, a anunțat oficial că vrea să adere fără întârziere la NATO. La scurt timp și Suedia și-a exprimat dorința de a se alătura Alianței Nord-Atlantice. Liderii Finlandei și Suediei plănuiesc să se întâlnească pe 16 mai și să aibă apoi să anunțe public planurile de aderare. Este o schimbare majoră în politica de securitate în condițiile invaziei ruse în Ucraina, spune analistul de politică externă Miroslav Tașcu-Stavre. Chiar este un moment istoric și nu o spun doar pentru că Finlanda astăzi, nu încă o țară, se alătură NATO. Este un moment istoric pentru că Finlanda, datorăm Finlandei, securitatea europeană, după acordurile de la Helsinki din 1975. Și de asta spun că nu e doar aderarea Finlandei, ci vorbim mai degrabă de o întreagă structură de securitate care se orientează, dacă vreți, altfel. Spun asta pentru că Finlanda a jucat un rol extrem de important, nu doar prin poziția ei de neutralitate, dar Finlanda a fost, dacă vreți, țara care a adus împreună Occidentul și Rusia, dacă vreți, la masa negocierilor. Vorbim de anii 1975, când eram în plin război rece, timp cât de încordate au fost perioada respectivă, și prin conferința pentru securitate și cooperare în Europa, s-a ajuns practic la un dialog constructiv, constant, care a făcut ca să nu mai avem, să nu avem un conflict pe teritoriul european, Finlanda fiind, dacă vreți, în centrul acestor negocieri. Imediat a reacționat și Kremlinul, care a avertizat că va fi obligat să ia măsuri de represalii militare tehnice. În același timp, Casa Albă a anunțat că susține intrarea țărilor scandinave în NATO. The United States would support a NATO application by Finland and or Sweden should they choose to apply. Both Finland and Sweden are close and valued defense partners of the United States and of NATO. I'm sure my NATO counterparts could speak to, including addressing a range of issues like corruption and how you would participate in the defense of the collective NATO alliance.